la care, în cadrul căreia s-a desfășurat activitatea, este cel care s-a dărnuit cu perseverență. Este prima calitate pe care familia a trecut-o în biografia sa. Această perseverență la care suntem chemați cu toții, mai ales în ceea ce privește săvârșirea binelui. Să ne fixăm un țel și să-l urmăm, indiferent de încercările care intervin în timpul drumului pe care îl avem de parcurs. Să privim întotdeauna spre finalitate. Să ne oprim atunci când intervin greutățile și încercările și să mergem mai departe, pentru că meditând și gândindu-mă la drumul pe care l-am făcut și eu împreună cu această familie, sunt îngrijorat și de pierderea doamnei Lucia, timp de 10 ani, am vizitat pe Bogdan în casa familiei Miron și lună de lună am fost întâmpinat, fie de domnul Costin, fie de doamna Lucia. A fost cu adevărat un timp de creștere, un timp de întâlnire, un timp de deschidere. De aceea îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că l-am cunoscut, îi mulțumesc pentru tot binele pe care l-a săvârșit și mi-amintesc cu drag o întâmplare pe care nimeni nu-și amintește, fiindcă era un context în care domnul Costin îl văd ca să fie omul drumurilor, omul care se plimba foarte mult, ne întâlneam frecvent, poate săptămânal, prin cartier, mergând la cumpărături sau spre facultate, era cel care era pe drum, era cel care era în mișcare, chiar dacă vârsta era înaintată. Îl putem asemăna cu preoții noștri în vârstă, care au făcut legătura între generația dinainte de 48 și generația de după 90. Erau cei care s-au ostenit, erau cei care alergau spre facultate, erau cei care ascultau spovezile, erau cei care operiau din timpul lor. La fel a fost și domnul Costin, cu aceste drumuri pe care le-a parcurs, cu deschiderea pe care a arătat-o față de studenți. În biografia sa de la facultate a menționat ultima dată abia 12 doctoranți. Tineri care l-au apreciat pentru munca sa, pentru darurile pe care le-a avut, pentru inteligența sa, vedem cum oamenii au continuat să-l caute, au continuat să-l cerceteze, chiar dacă depășise de mult vârsta pensionării. Dar cel care iubește, cel care dorește să se împlinească înaintea lui Dumnezeu, în primul rând, în cele spirituale, dar și în cele profesionale, este cel care nu încetează, este cel care nu se oprește, este cel care își arată iubirea și bucuria de a dărui, pentru că mai mare este bucuria de a dărui decât a primi. Sunt cuvintele pe care le spune Sfântul Apostol Pavel, chiar dacă nu ne întâlnim în contextul evanghelic, în cele patru evanghelii, dar sunt amintite de către Apostolul Neamurilor ca fiind rostite de însuși Domnul și Mântuitorul Hristos. Să păstrăm acest gând, să nu uităm de această perseverență. Începuturile au fost grele, pentru că ele sunt întotdeauna grele. Dar Sfântul Dumnezeu Costin este cel care a mers mai departe și au fost numeroase încercări, dar El este cel care nu a încetat să se dăruiască, să transmită binele, să-i asculte pe ceilalți, să transmită din darurile pe care le-a primit studenților. Amintesc de acel moment în care, întorcându-mă de la biserică din Mănășturi spre centru, după ora 7 seara, eram pe mijlocul de transport în comun și domnul Costin, cu drumurile sale, se îndrepta și el spre centru și un domn în mijlocul de transport în comun vorbea murdar, vorbea cuvinte nepotrivite. Singurul care a luat atitudine a fost domnul Costin, tirat, slăbuț, așa cum era el, dar care a vrut să înceteze aceste cuvinte și a mers prin elementele comune, elementele care țin de partea umană. S-a apropiat acest om și a vorbit blând, dar ferm în același timp, pentru a înceta acest lucru care i-a plecat pe tot ce din mijlocul de transport în comun. Vedem, acesta a fost domnul Costin. A fost cel care a intervenit, a fost cel care s-a dăruit, a fost cel care a fost o punte. Și puntea de obicei este călcată în picioare. Puntea este cea peste care se trece. La fel cum este și biserica noastră. De multe ori e numită punte de trecere
între Orient și Occident. Dar pentru a face această unitate, această punte este călcată în picioare. La fel este Dumnezeu Costin prin viața Lui, prin încercările care au intervenit, prin bunătatea Lui, prin darurile pe care le-a primit și nu i-a ținut pentru sine, ci le-a dat mai departe. Cel care are îi se va da mai mult decât ceea ce are, iar celui care nu are îi se va lua și ceea ce are, sunt cuvintele pe care le avem în Scriptură. Important este să dăruim, important este să ne deschidem, important este să ne facem una cu semenii noștri pentru a primi moștenirea cea veșnică pentru veci și vecilor. Amin. Se cuvine în acest moment